în această dimineață. Sau ce se întâmplă, de fapt. Sau ce se întâmplă, că încă da, este o acțiune pe care o face DNA București privind ridicarea unor documente legate de perioada 2005-2018. O acțiune absolut legală, care s-a întâmplat din timpul pandemiei, au cerut niște documente, acum au venit să-și întregească portofoliul de documente pe care le solicită. Sigur că da, sunt primarul în funcție, trebuie să le acord tot sprijinul pentru ca lucrurile să meargă așa cum scrie la lege. Nu am nicio calitate și nici foarte multe detalii. Vă ținem la curent pe parcursul evoluției lucrurilor, probabil că se comunică și domniile lor. Bănui că sunt reclamații făcute ori unii față de alții, ori față de instituție și suntem pe recepție să-i sprijinim. Ce fapte mai trece sunt vizate? Ce caută? Deci sunt hotărâri legate de inventariere de prin 2005. Probabil că este legat și de, din ce am putut să remarc de la început de dimineață, și de terenul care a făcut obiectul schimbului de lângă cimitirul Eternitate și care se pare că a fost o reclamație din interiorul Partidului Național Liberal a unui consilier la vremea respectivă față de colegii săi. Din perspectiva mea vorbesc, ca primar de data aceasta, nu există niciun pericol în instituție. Nu pot să vorbesc despre ce se întâmplă în afara instituției, că nu este rolul meu și nu am date. Și sperăm ca lucrurile să-și urmeze calea cea mai firească. Dar de ce credeți legate de urbanism de la București? Pentru că este dosarul lor, pentru că reclamația a fost stopată. Deci sunt chestiuni legate de urbanism, de calitate? Nu. Nu e nicio chestiune legată de...